la o vârstă când alții se uită de mult la televizor. A uitat să mai îmbătrânească Amedeo Carboni, care în aprilie, într-adevăr, în aprilie va face 40 de ani. Oprița. Încercând să recupereze un balon. Baraja. Înapoi la Albelda. Și recuperează Diniță. Diniță trece foarte bine de Albelda. Este în poziție centrală și mi s-a părut că a fost agățat de Navarro. Era bine dacă Diniță dădea drumul la minge. Cred că sunt efectele entuziasmului, pentru că nu, probabil că Zenga nu le-a recomandat acțiuni individuale jucătorilor steliști. Acum o pasă pentru Cristea. Cristea scapă din nou spre poartă. Cristea este la minge. Cristea! Gol! 1-0, Andrei Cristea. Marea speranța Stelei punctează. Minutul 5 al reprizei a doua. Golul de care Steaua avea nevoie. E tare pe picioare tânărul atacant al Stelei. Acolo a fost un om foarte inteligent, dacă nu mă înșel, Diniță, vom vedea probabil la reluare. Diniță care, spre care se îndrepta mingea, Diniță a simțit că este în offside, a stat pe loc, apărarea Valenției de asemenea s-a oprit și din spate a venit Cristea care a fructificat. Palop învins pentru prima oară. Iată pasa lui Mirel Rădoi, dar îl vedeți pe Diniță plecând la plimbare, nu este interesat de fază. Cristea sprintează decisiv, îl depășește pe Navarro, îl întoarce odată, cât de bine și-a ținut firea și Navarro cât pe ce să respingă și această minge, așa cum a mai făcut-o în prima repriză. Nu știu dacă s-a ținut firea Cristea sau a vrut să-și pună mingea pe piciorul drept pentru a fi mai sigur că va înscrie. La Valencia a ratat acea ocazie cu piciorul stâng. Piciorul bun, să-i spunem, al lui Cristea, este dreptul. Un gol venit într-un moment perfect pentru Steaua. Walter Zenga va trăi de acum încolo 40 de minute infernale. L-ați văzut gânditor, concentrat, emoționat. Ar fi o performanță uriașă pentru Steaua. Chiar și o victorie în fața Valenției ar fi o performanță bună, dar o calificare ar face titlul în toată presa europeană. Probabil că Valencia va trebui să joace un pic mai ofensiv. O minge recuperată de Noel Munteanu, aruncată din nou spre Cristea, prea puternic. Este primul gol pe care Cristea reușește în cupele europene pentru Steaua. Spaniolii sunt sub presiune, încă o greșeală a lui Moretti. În mod evident, spaniolii sunt deranjați de calitatea gazonului, altfel nu se explică aceste greșeli simple. Steliștii însă joacă fără niciun fel de complex, atât pe Diniță luptând cu Albelda și obținând lovitura liberă. Ghiona urcă în careul advers, urmărit de Coradi. Dorinel Munteanu bate această lovitură liberă cu efect spre interior. Este o minge care avantajează portarul, traiectoria a fost prea scurtă. Petre Marin din nou la recuperare. Paraschiv. Paraschiv în luptă cu Albelda. Îl ia la rând și pe Carboni. Revine însă Albelda care câștigă. Carboni, pressing al Stelei. Se fluieră faultul lui Paraschiv. Cristea. Cristea obține o aruncare de la margine, cred că era maximum ce se putea scoate din această fază. Cristea era blocat de trei adversari. Foarte bună pasă pentru Dică.
Dică mai departe pentru Diniță. Degajarea lui Ruben Baraja trimite balonul în tribune. Și este un semn. Este un semn. Sub presiune. Cristea. Dică. Steaua atacă la fel de febril. Ogăraru. Ogăraru trece de Sisco. Oprița. Terenul începe să devină din ce în ce mai greu. Balonul sare. Sare mult față de ceea ce se aștepta Ogăraru. Și încă o dată golul lui Andrei Cristea. Un jucător pe care Chivorchean l-a văzut pe când Cristea avea 14 ani. Chivorchean, președintele Bacăului, l-a văzut la un turneu de junior la Ploiești. Foarte bine Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu trimite în dreapta la Oprița, cere Cristea, din nou destul de liber în careu, centrarea spre Cristea, nu se poate, intră o șansă imensă. Faza continuă, dar să fie periculoasă, Dică. Ce ocazie a avut Cristea, nu a reușit să lovească mingea cum trebuie. Încă o dată stopării Valensii depășiți clar de centrarea venită de pe partea dreaptă. Oprița. Este important că Valencia nu reușește să iasă din propria jumătate. Acțiunea lui Oprița, încă o centrare spre Dică, Palop este nesigur. Degajează totuși până la rufete. Asta este o situație dificilă cu 1-1, Rădoi contra Sisco. Sisco pune mâna, arbitrul lasă jocul să continue. Probabil că a văzut că a intervenit și Ghionea. S-a lovit însă Rădoi. Când ai de unde alege, găsești exact ce ți se potrivește. Media Galaxy, primul electrocomplex din România. La Galeria Stelei. Efectiv se simte transferul de energie dinspre tribune către jucători. Iată ce s-a întâmplat. Sisco îl doboară pe Rădoi, dar nu cred că ar putea fi ceva grav. Am văzut pe Rădoi supraviețuind unor atacuri și mai teribile. Cred că s-a lovit la umăr Rădoi în momentul în care a căzut. Minge de arbitru pe care în mod normal jucătorii oaspeți ar trebui să o ofere Stelei. Așa se și întâmplă. Au trecut 11 minute din repriza a doua. Steaua conduce cu 1-0 și are nevoie de un singur gol pentru a împinge meciul în prelungiri. Valencia urcă mult cu linia de apărare la 35 de metri de poartă. Încearcă să țină Steaua la distanță. Rădoi. Rădoi verticalizează, dar mingea este pierdută. Rufete, pe o nesincronizare cu Corradi. Italianul plecase în centru și oricum se afla în offside. Valencia și-a scos jucătorii de rezervă la încălzire, îl văd și pe Aimar, sprintând chiar prin teren. O minge de urmărire, Sisco, talonat de Ghionea, intervenție bună a fundașului nostru, într-o situație delicată. Atenție la fazele fixe. Steaua a primit două goluri la Valencia după asemenea momente. Rufete bate cornerul. Nu, îl va lăsa pe Ruben Baraja. Valencia menține totuși un dispozitiv de siguranță în apărare cu trei jucători supraveghindu-i pe Cristea și pe Diniță. Din nou vin la colțul scurt. Jucătorii Valenciei boxează Hamutovski. Recuperează Carboni. Nu, este Rufete. Se fluieră faul într-o fază în care se putea lăsa avantaj.
Încă un moment greu pentru defensiva Stelei. Fabio Aurelio își măsoară pașii. Probabil că el va centra într-un careu în care se dau lupte grele. Jucătorii se trag, se împing, se schimbă coate. Fabio Aurelio trage direct pe colțul scurt. A reușit să respingă Dimiță. Publicul are motive să fie nemulțumit. Nu Petre Marin a lovit ultimul această minge. Totuși, aruncare de la margine pentru Valencia este cel mai consistent moment de atac al Valenciei de când a început meciul. Suntem în minutul 60, centrare pentru Coradi. Hamutovski nu citește din nou cum trebuie această traiectorie. Și va fi corner. Teoretic, o minge simplă pentru bielorus. Sunt centrări perfide acestea cu efect spre interior. Hamutovski vrea să-și ajute și oamenii din față care ar putea fi dezavantajați în duelurile aeriene și din această dorință a lui intră sub traiectoria mingii. Încă o dată corner. Hamutovski boxează, este faul la portar. Sigur că da, a văzut arbitru. După două sau trei minute de uluială, jucătorii Valenciei au reacționat ca o mare echipă. Valencia creează momente de presiune la poarta noastră. În continuare, linia de fund a Valenciei la 40 de metri de poartă. Cum se retrag apărătorii lui Ranieri. Dică, câștigă un balon care ajunge la Diniță. Oprița însă nu mai poate interveni. Acesta este Ogăraru. Ogăraru, Dornel Munteanu, Ogăraru din nou, pasă însă imposibil de controlat. Apare și Petre Marin. Se joacă precum la Eforie Nord, la Băile Reci probabil. Mingea deja nu mai sare de pe un teren înnămolit. Recuperează Dică, Oprița face semn să primească mingea. Cantare această pasă, Oprița o ajunge. Oprița este în careu, centrează. Minge deviată. Și apoi voleul lui Ogăraru, pe jumătate ratat. Continuă Dorinel Munteanu. O minge de urmărire pentru Diniță. Intervine Palo. Steaua trebuie să se replieze. Mulți jucători au rămas în față. Doar trei au în grijă această sarcină defensivă. Până la urmă, minge trimisă în afara terenului de Ghiona. Rufete, atacat de Paraschi. Alvelda, Ruben Baraja. Orreti. Da, minge lăsată foarte bine pentru Cristea. Cristea încearcă o voltă. N-are loc să treacă. Recuperează Ruben Baraja. A ieșit bine din dispozitiv Ogăraru, dar din nou Ruben Baraja, care scoate mingea în margine la același Moretti. Vine centrarea, respinge Rădoi. Este momentul în care se vede că Steaua are puțin oameni la mijlocul terenului. Observați, Steaua are dificultăți din a ieși din apărare în momentul în care recuperează mingea. Presiunea Valenciei așteaptă pe partea dreaptă, o pasă de la Rufete, Carboni. Centrarea lui Carboni este puternică, însă se duce într-o zonă unde se află Fabio Aurelio, Rădoi. Încă o dată Baraja, mai bine plasat decât Oprița. Recuperează steliștii și este o ocazie de contraatac. A fost excelentă intervenția lui Dorinel Munteanu. Schimbă direcția Oprița, offside însă la Diniță. N-a prea fost, dar mă rog, oricum mingea nu ajunsese la atacantul Stelei. Palop continuă să nu se grăbească, suntem în minutul 18 al reprizei a doua. Steaua conduce cu 1-0 din minutul 50 prin golul reușit de Cristea. Încă o dată Oprița recuperează și iată un duel între Caneira și Cristea. Cristea este mai rapid, rămâne pe picioare și obține o lovitură liberă. Admirabil devotamentul jucătorilor steliști și condiția lor fizică. Minutul 19 din repriza secundă. Lovitură liberă pentru Steaua. Bate Dorinel Munteanu. Patru jucători steliști așteaptă această minge în careu.
Cercat o reluare spectaculoasă Oprița. Palom se duce la colțul opus al careului de 6 metri pentru a relua jocul. Radi faltează în atac. Rădoi din nou victima adversarilor. Foarte bună pasa până pe capul lui Dică. Cristea. Cristea a vrut să deschidă jocul pe margine. Bine pentru Diniță. Din spate a venit Ogăraru. Rădoi încearcă să se placeze mai bine decât adversarul său Corani și degajarea lui Ghionea îl putea pune într-o situație dificilă pe portarul Palop, avansat mult din trecutul. Radi protejează bine acest balon care ajunge la Baraha. Ruben Baraha are mingea pe stângul. Reține Hamutovski. Foarte grele aceste șuturi pentru că pe gazon au apărut brazde. Mingea poate să devieze oricând de la traiectorie în cazul unui șut pe jos. Încearcă Oprița să devieze pentru Dică. Fabio Aurelio. Mingea ajunge la Petre Marin care este atacat de Coradi. Coradi însă renunță pentru că are sarcini ofensive. Cristea reușește să treacă de Carboni și veteranul jucător al Valenției nu are decât soluția faultului. O minge pe care Cristea a strecurat-o prin Carboni. O fază care se pare că l-a amuzat și pe bătrânul Valenții. Dorinel Munteanu, pregătindu-se să execute această lovitură liberă, se așteaptă strângerea rândurilor în careul advers. Stă la vreo 5 metri, ce 3 metri Rufete. Spre Oprița, mingea îl depășește însă peste lit. Rufete, înapoi pentru Ruben Baraha. Dorinel Munteanu, am crezut pentru o clipă că a făcut Hems. Iată cât de bun a fost pressing-ul Stelei. Dică. N-a fost o pasă prea grozavă, dar acest meci se va câștiga cu sufletul mai degrabă decât cu mintea. Dică este în multe momente surprins de vivacitatea mijlocașilor Valenției, care ies la pressing și atunci este obligat să paseze sub presiune. Acum s-a și lovit un pic. Mingea este trimisă în afara terenului de Albelda. Lui Albelda îi convin aceste întreruperi. Dică, omul care a înscris golul Stelei în cel mai important amical al perioadei de pregătire, cel cu Inter. Iată-l și pe Pablito Aimar, jucătorul argentinian care nu prea este agreat de Claudio Ranieri, chiar dacă este un internațional argentinian. Steaua a jucat primul meci cu Valencia în sezonul 1967-1968 în Cupa Cupelor. Steliștii au pierdut în deplasare la Valencia cu 0-3. A fost atunci un gol primit în chiar primul minut de joc. La retur, steliștii s-au revanșat, învingând cu 1-0, printr-un gol marcat de capitanul Stelei de atunci, Gheorghe Constantin. Suntem la jumătatea reprizei secunde, în continuare 1-0 pentru Steaua, care mai are nevoie de un gol pentru a împinge această dublă manșă în prelungiri. Arbitrul Fluier a văzut o împingere, acolo o lovitură liberă pentru Valencia, pe care o va executa probabil Baraha. Baraha și Albelda sunt cei doi mijlocași care dau consistență jocului Valencia. Baraha avansează pe partea dreaptă Carboni, mingea se duce însă la Rufete. Coradi pare să fie pe altă lungime de undă decât cu echipierii săi. Da. Nu a ghicit nicio asemenea pas. Este din alt film Coradi. Și degajează acum Hamutovski.
pentru Oprița. Paul comis de Albelda. O pasă destul de incomodă pentru Dică, însă Dică a știut dinainte să primească mingea. Ce are de făcut? Diniță. Diniță centrează destul de bine. A sărit la cap Dică. Recuperează Paraschiv. Mingea este pe stângul. Paraschiv centrează în brațele portarului. Paradoxal pentru Steaua, meciul poate fi mai greu acum la 1-0 decât la 0-0. Șansele de calificare ale Stelei erau foarte mici, era foarte slab cotată o calificare a Stelei în fața Valenției. Acum, la 1-0, au apărut perspectivele și acestea se pot lăsa în picioare. Hamutovski nu ne mai dă emoții. Steaua este împrăștiată pe tot terenul la această degajare a lui Hamutovski. Oprița se luptă și așa este el. În clipa în care crezi că a pierdut mingea, e bine, atunci stelistul mai găsește o soluție pentru a rămâne în posesia balonului. Corinel Munteanu. Oprița pe post de pivot, reușește să se întoarcă. Oprița are mingea pe stângul. Oprița pătrunde forță, întoarce bine balonul. Oprița! Șutul a fost slab, recuperează acum Paraschiv. Poate să trimită în dreapta, acolo este Ogăraru. Desface jocul și Diniță. Ogăraru în centru. 1-2, Ogăraru! Ogăraru! Cade! Meciul continuă! 6 de gol a avut fundașul dreapta a Stelei. Foarte bun schimbul cu Dică. Acum Valencia într-o poziție bună de contraatac cu Rufete pe partea dreaptă, centrarea lui Rufete. Îl găsește încă o dată bine plasat pe Mirel Rădoi, fără discuție stâlpul defensivei steliste. Nu a fost offside, da, Cristea într-o poziție extraordinară. În centru este Oprița, Cristea! Cristea, gol! Și mai sunt 20 de minute până la final. Uluitor! Cristea a ales varianta mai riscantă pentru că putea să încerce și o pasă pentru Oprița. Important este însă că a înscris dublă fantastică a lui Cristea. Omul pe mâna căruia a mers conducerea Stelei. Îndemnul la calm, foarte bine venite. Zenga știe că euforia poate fi un dușman la fel de mare ca și resemnarea. Încă o dată, acțiunea fulminantă a lui Cristea. Seară magică pentru tânărul băcăuan. Două goluri în poarta campioanei Spaniei, în poarta deținătoarei cupei UEFA. Cartonaș galben pentru Petre Marin. Pe colțul scurt a șutat Cristea. Palop era obligat să fie atent și la o posibilă centrare spre Oprița. De aceea a lăsat colțul scurt liber. A observat